examenele vieții de cele mai multe ori sunt neprogramate. Dacă în general examenele la care participăm au o dată clară, un moment la care trebuie să fim acolo, dacă știi exact când trebuie să mergi la BAC și ora și momentul și locul și ce anume ar trebui să pregătești, când e vorba de examenele vieții, de cele mai multe ori n-ai habar de nimic. Știi doar că trebuie să fii pregătit. Examenele acestea vin în viața noastră atunci când ne așteptăm mai puțin, ne lovesc adeseori într-un moment în care suntem vulnerabili și oricât de puternici am fi, ori de câte ori ne lovesc, ne simțim luați prin surprindere. În seara asta vreau să vă vorbesc despre un om care este sinonim în istoria biblică cu suferința. Și cred că dacă spui suferință, în Biblie spui Iov. Sigur, dincolo de suferința Mântuitorului Iisus, care nu se poate compara cu nicio altă suferință, pentru că El a suferit chinurile iadului în locul nostru, când ne uităm în Biblie și ne gândim la suferință, pentru oricare dintre noi, sinonim cu Iov, este cuvântul suferință, durere, necaz. Dar în mod special, în seara asta, mă voi referi la un personaj dintre cei care au fost lângă Iov atunci când Iov trecea prin acest moment greu. Și mai exact mă voi referi la cel de-al patrulea prieten al lui Iov, la Elihu. Elihu e un om despre care se vorbește puțin. Și dacă sunteți amabili și știu că sunteți și aveți Biblia la voi, vă rog să deschideți Biblia la cartea lui Iov, la capitolul 32, de unde o să vă citesc o grămadă de versete și apoi am să citesc și din capitolul 33. Elihu înseamnă Dumnezeul meu este Elohim. Elohim este unul din numele lui Dumnezeu din Biblie, unul din numele lui Dumnezeu din limba ebraică și de fapt este chiar primul nume al lui Dumnezeu din Scripturi. Chiar în prima propoziție din Biblie găsim în limba ebraică cuvântul Elohim pentru Dumnezeu. Știu că am învățat foarte mult la Institutul Teologic în vremea când eram acolo, am fost obligat să învățăm pe din afară toată partea cu creația în limba originală, în limba ebraică. Mi-a mai rămas doar această primă propoziție. Bereșit bara Elohim. La început era Dumnezeu. Și primul nume al lui Dumnezeu este acesta, Elohim. Elihu înseamnă Dumnezeul meu este Elohim. Dar ce-mi place la omul acesta și vom învăța de la el e că el nu-L are pe Dumnezeu doar în nume, cum îl au cei mai mulți dintre români, și nu doar dintre români, ci Elihu are pe Dumnezeu în inimă, în viață, în suflet, în trăire. Spre deosebire de ceilalți trei prieteni al lui Iov, Elifaz, Bildad și Țofar, care apar în contextul în care Iov era la pământ. Vă aduceți aminte, 10 înmormântări într-o singură zi, îi mor toți copiii. Apoi pierde totul într-o singură zi și pierde sănătatea. Ajunge în situația aceea disperată că soția îi spune, ai o singură șansă, Iov, să scapi. Blestemă-l pe Dumnezeu și vei pieri. Singura ta șansă este moartea. Și nu știu dacă există cineva aici, în această seară, să fi trecut printr-o situație atât de dramatică în viața lui în care să spună, bă, singura soluție pentru mine este să mor. Iov a trecut printr-o situație de felul acesta. Și în această situație are trei prieteni care vin și predică, trei predicatori. Dacă cităm din ei, veți vedea că de cele mai multe ori tot ce spun e valabil din punct de vedere doctrinar și teologic. Problema e că spun într-un mod greșit și într-un timp nepotrivit. E ca și cum te-ai duce în vizită la un om bolnav de cancer pulmonar și i-ai citat din Biblie că plata păcatului e moartea. E adevărat că plata păcatului e moartea, dar nu poți să spui că omul ăla trece prin situația respectivă din cauza păcatului lui. Oricât de adevărat ar fi afirmația ta, oricât de mult adevăr ar fi în versetul pe care îl citezi, e locul nepotrivit și timpul nepotrivit. Cam asta sunt cei trei prieteni care vin la Iov și vor să-l convingă de un singur lucru, că a păcătuit. Și spun lui Iov, Iov, tu treci prin tot ceea ce treci și îți dorești moartea și ești în situația asta dramatică dintr-un singur motiv. Sigur ai făcut tu ceva. E adevărat că noi încă nu te-am prins, nimeni nu știe ce ai făcut și tu spui că ești neprihănit, dar hai mărturisește, zici ce ai făcut.
Și Iov în dialogul ăsta cu ei le spune de fiecare dată: n-am făcut nimic, ba mai mult, ajunge situația aceea dramatică. Iov nu-l blestemă pe Dumnezeu, dimpotrivă, zice: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat, dar ajunge să-și blesteme ziua nașterii. Și ce e foarte interesant în tot dialogul ăsta între Iov și cei trei prieteni, de fapt Iov încearcă să dialogueze cu Dumnezeu, îi ignoră de cele mai multe ori pe cei trei, îi spune lui Dumnezeu Iov: Doamne, eu am fost neprihănit, m-am ținut tare în neprihănirea mea, am fost credincios și totuși ai îngăduit să moară toți copiii într-o singură zi, să pierd tot ce am strâns până acum, toată reputația, totul să se spulbure într-o singură zi. Și ceilalți și prietenii interveneau și veneau și spuneau: Iov, fii atent, tu ai ajuns aici pentru că ești păcătos. Și în cele din urmă, de fiecare dată, Iov găsește răspunsul potrivit. Iar la final apare acest Elihu, omul care l-are pe Dumnezeu nu doar în nume, așa cum am spus că l-au cei mai mulți oameni din vremurile noastre, ci omul care l-are pe Dumnezeu și în viață. Și foarte interesant că tot discursul lui Elihu, toată predica lui, este cumva o pregătire pentru momentul în care Dumnezeu începe să vorbească. Din capitolul 38 încolo, Dumnezeu îi răspunde lui Iov. Dar până acolo, Elihu pregătește răspunsul lui Dumnezeu. Și acum, după ce vi l-am prezentat, o să fie mai ușor să înțelegeți textul din capitolul 32, dacă nu l-ați găsit până acum, din cartea lui Iov. Când era în sfârșit liniște, după dialogul acela lung între Iov, Dumnezeu, Dumnezeul care tace, cei trei purtători de cuvânt, ei trei își asumau cumva că sunt purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu, dar în realitate nu erau. Dumnezeu le spune: pocăiți-vă, că nu v-am pus pe voi să-mi purtați vorbele. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Barachel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și acum, dacă stăm să ne gândim așa, Iov ajunge să treacă prin toată situația prin care trece, nu pentru că ar fi fost păcătos, dimpotrivă. Trece prin situația grea e puțin spus, dramatică prin care trece, din cauza că era neprihănit, că la începutul cărții, vă aduceți aminte, Dumnezeu se laudă cu Iov, apare diavolul care zice: normal că Iov se ține tare în neprihănirea lui, când îl binecuvântez, îl fac să fie cel mai cuvaz om din răsărit, dar dă-mi-l pe mână, numai o vreme. Și Dumnezeu zice: ok, ți-l dau pe mână, dar fiți atenți, Dumnezeu pune limită diavolului. Și examenul ăsta vine peste Iov fără ca el să înțeleagă. Și asta e cel mai rău, când ești în ecaz și nu știi de ce ești acolo. Când te lovește, măcar când te duci la doctor și doctorul spune: uite, asta e cauza, măcar ai înțeles. Dar când te trezești dintr-o dată, într-o situație total neașteptată, după ce ai făcut tot ce se presupune că ar fi trebuit să faci, ai respectat rețeta milimetric. Și totuși, te trezești că ai căzut examenul și nu înțelegi. Și ți se pare că l-ai căzut, în realitate nu l-ai căzut, dar tu ești acolo. Și situația aia dramatică, când creierul tău, când rațiunea ta face scurt circuit, nu înțelegi. Și Iov zice: eu sunt fără vină. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o să-mi deau pe Iov. Ăștia-s oamenii. N-au niciun argument, dar totuși o sândesc. Asta, deci propoziția asta descrie bună parte din osânditorii profesioniști. M-am concentrat bine să spun acest cuvânt. Osânditorii profesioniști ai vremurilor noastre. Nu găsesc niciun fel de răspuns, nu găsesc niciun fel de argument și totuși continuă să osândească. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, zice așa: fiindcă ei erau mai în vârstă decât mine, spune Elihu, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a prins de mânie. Și Elihu, fiul lui Barachel din Buz, a luat cuvântul și a zis: eu sunt tânăr și voi sunteți bătrân, de aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu.
Eu îmi ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani, să învețe pe alții înțelepciune, așa cum versetul 8. Dar de fapt în om Duhul, sau Duhul Sfânt, suflarea celui atotputernic dă pricepere. Adică zice, nu zice ceva care e foarte flatant pentru cei trei, le zice așa. M-am uitat la voi, am crezut că vârsta aduce înțelepciunea și versetul 9 zice, am ajuns la concluzia că nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judești, ci suflarea celui atotputernic, Duhul lui Dumnezeu. Nu sună foarte, cum să vă spun eu, laudativ la adresa celor trei. Iată de ce zic, ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, asta mi se pare extraordinar, să stai, să aștepți, o să vedeți, să termine cineva de vorbit chiar dacă nu ești de acord cu el. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile, fraților și surorilor, asta e foarte greu de făcut și la predică, mai ales, uite, cum am intrat eu în predică, acum foarte abrupt, nu cum fac de obicei, să intri brusc în predică și să... M-am uitat la unii dintre dumneavoastră, e greu să urmărești rațional vorbind, că noi de multe ori ne conectăm în biserică doar sentimental. E parte de închinare, aleluia, și după aia ni se ne deconectează cumva partea asta rațională. Zice așa, v-am urmărit dovezile. Vă aduceți aminte că Biblia spune despre niște creștini din Berea care ascultau cuvântul lui Dumnezeu și care aveau o inimă mai aleasă, prin comparație cu alții, dintr-un singur motiv, pentru că de fiecare dată când li se propovăduia ceva, se duceau acasă să vadă, să cerceteze, dacă totul e așa cum li se spune. Adică, să urmărim dovezile. Asta înseamnă un lucru care ține de maturitatea noastră spirituală. Zice, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov, am urmărit-o și asta. V-am dat toată atenția mea sau toată luarea minte, lucru foarte greu, vă mărturisesc că și mie mi-este foarte greu să dau toată atenția când e vorba de un discurs și mai ales unul lung, cum au avut ăștia trei, și iată că niciunul dintre voi nu l-a încredințat, adică niciunul dintre voi nu l-a pus jos, nu a reușit să contraargumenteze, niciunul dintre voi nu i-a răsturnat cuvintele. Să nu ziceți însă e în el, noi am găsit înțelepciunea. Numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul, de aceea eu îi voi răspunde cu totul altfel decât voi. Ei se tem, nu mai răspund, li s-a tăiat cuvântul, am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă, vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc, îmi place cum zice, vreau să spun și eu ce gândesc, asta presupune că el gândea ceva, așa cum v-am zis, urmărește argumentația lor, căci sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul înăuntru meu, e clar predicator, și apoi zice versetul 20, voi vorbi deci, ca să răsuflu în voie, îmi voi deschide buzele și voi răspunde și nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Astfel, într-o clipă, m-ar lua ziditorul. Acum, asta, noi știm bine că sunt oameni care știu să lingușească și totuși nu ia ziditorul chiar din prima. Dacă ne uităm la Elihu însă, are această teamă extraordinară, acest respect nemaipomenit față de Dumnezeu și continuă și spune... În capitolul 33, versetul 3, cu curăție de inimă voi vorbi, adică cu sinceritate, buzele mele vor spune adevărul curat. Și acum din nou versetul 4, un verset pe care toți penticostali ar trebui să-l cunoască, nu doar penticostalii, dar noi punem accentul în mod special pe lucrarea Duhului Sfânt, toți creștinii ar trebui să-l cunoască, pentru că aici avem argumentul pe care l-am adus atunci când am vorbit despre Duhul Sfânt, argumentul în favoarea ideii că cel care creează și susține viața este Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Adică ce vrea să zic aici? Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu statutul meu social mă face important, nu pregătirea mea academică, ci Duhul lui Dumnezeu care este creatorul și susținătorul vieții. Și apoi îi spune lui Iov, vă dați seama, ăsta era tânăr, Iov era cel mai cuvaz om din răsărit, așa ne spune Biblia, și uitați cum vorbește cu el, franc, sincer, direct, așa cum trebuie să vorbească un om care îl are pe Dumnezeu, nu doar în nume, ci și în viață. Dacă poți, răspundem. Apără-ți pricina. Fii gata. Am zice că e puțin insolent, are puțin cam prea mult curaj, dar nu. Veți vedea că, de fapt, nu-i vorba de tupeu, ci vorba de sinceritate. Zice, înaintea lui Dumnezeu, eu sunt semenul tău. Și eu, ca și tine, am fost făcut din noroi. Ce imagine extraordinară! Vă încurajez pentru toți iubitorii de literatură, citiți cartea lui Iov, veți găsi niște metafore fabuloase. Îi zice lui Iov, e adevărat, sunt mult mai tânăr decât tine,
E adevărat că poate n-ar fi trebuit eu să vorbesc, i-am așteptat pe ceilalți să vină ei cu argumente, am văzut că nu sunt în stare, am făcut liniște, am așteptat. Dar Dumnezeu a pus în inima mea niște cuvinte, nu pot să tac. Și pentru că sincer îți voi spune, îndrăznesc să vorbesc cu tine, chiar dacă tu ești superior din punct de vedere intelectual, social, financiar, așa cum ești, totuși, eu sunt semenul tău și amândoi am fost făcuți din noroi. Ce imagine extraordinară! Adică, voi vedeți că și la noi în biserică și peste tot, de obicei, când vine câte un om mai important, noi am încercat să lăsăm partea asta cu multe atitudini prea oficiale, dar întotdeauna, în orice context ne-am aflat, când apare unul mai important, parcă zici, bă, ăsta e venit de pe altă planetă, e ceva... Știi ce zice Elihu? Iov, ești tu cel mai cuvază om de pe pământ? Din răsărit, dar până la urmă și tu tot din noroi ești făcut. Și dacă stai de vorbă cu orice om de pe fața pământului, vei realiza că tot din pământ e făcut, că ceea ce îl face special pe om nu e statutul lui social, ci Duhul lui Dumnezeu. Asta spune Elihu. Suflarea celui atotputernic aduce înțelepciune, suflarea celui atotputernic îndă viață. Altfel, fără Duhul lui Dumnezeu, nu contează absolut nimic. Și acum continuăm, zice, dar tu ai spus în auzul meu și am auzit sunetul cuvintelor tale, sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fără de lege în mine. Și continuă să citeze din ceea ce spusese Iov. Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socotește vrăjmașul lui, îmi pune picioarele în butuci, îmi pândește toate mișcările. Exact așa se simțea și poate unii dintre voi aveți senzația asta când treceți, cum i-o zis careva, mă zice, înțeleg un necaz, înțeleg două necazuri, înțeleg trei necazuri, înțeleg patru necazuri, înțeleg cinci, dar parcă Dumnezeu e împotriva mea. Și exact sentimentul ăsta l-are Iov și îl exprimă și Elihu încearcă să contraargumenteze. Îți voi răspunde că aici n-ai dreptate. De ce? Căci Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te ceri cu El pentru că nu dă socoteală fiecăruia pentru faptele Lui? Adică vrei să te iei cu Dumnezeu la ceartă pentru faptul că nu stă în dreptul lui Adi, în dreptul lui Cătălin, în dreptul lui Ioan, în dreptul nu știu cărui om și nu dă socoteală la fiecare pentru tot ce face? Dumnezeu, zice Elihu, este mult mai mare decât atât. Și când Iov înțelege asta la sfârșitul cărții, veți vedea că zice, Doamne, Doamne, am fost fără minte. Cât de mari sunt minunile pe care Tu le faci! Cât de mari sunt lucrările pe care Tu le faci, mă pocăiesc, zice Iov atunci, în țărână și cenușă. Pentru că până acum doar am auzit vorbindu-se despre Tine, dar acum ochii mei Te-au văzut. Vrei dar să te ceri cu Dumnezeu? Fiți atenți, versetul 14. Iov îi spune Elihu, chiar dacă tu crezi că Dumnezeu tace, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Noi suntem pe altă frecvență și aici în biserică de multe ori. Să știți, așa e. El vorbește prin visuri, acasă, evident, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui ca să abată pe om de la rău, ca să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei, adică atunci când Dumnezeu îți dă o poruncă, El nu o face în mod arbitrar ca să te vadă pe tine chinuindu-te, ci ca să te salveze de un rău din viața ta. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Ce îi spune lui Iov acum, Elihu îi zice așa, Iov, tu ai senzația că Dumnezeu tace, dar de fapt și prin suferința asta din viața ta, Dumnezeu îți vorbește. Unul dintre mari scriitori ai secolului trecut, numele lui este Elie Wiesel, un evreu care a trecut prin lagărele de concentrare naziste, scrie, niciodată nu voi uita, într-un roman cu care a câștigat premiul Nobel pentru literatură, se numește Noaptea, scrie, niciodată nu voi uita chipurile acelor copii care au fost uciși în modul cel mai brutal și apoi trupurile lor moarte aruncate în crematoriile naziste, și apoi trupurile acestea transformându-se în rotocale de fum cenușiu care se ridica spre un cer albastru liniștit în care parcă Dumnezeu tăcea, dar și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc.
câteodată când trecem prin momente dramatice în viața noastră, avem senzația asta, bă, Dumnezeu are ceva cu mine. Dar în realitate, până și suferința, zice Elihu, e o dovadă că lui Dumnezeu îi pasă de tine și prin suferința aceea Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dacă nu i-ar păsa, te-ar lăsa. Exact cum faci tu cu copilul tău. Dar pentru că îi pasă de tine, Dumnezeu nu că-ți cauzează El suferința, ci îngăduie ca Satana să cauzeze suferința din viața ta, dar nu uita, tot El îl și limitează pe diavolul, pentru că îi spune diavolului, te poți atinge de Iov, dar numai până aici, de viața lui, n-ai voie să te atingi. Și oricât de mult necaz, durere, suferință ar fi în viața ta, să știi că Dumnezeu o limitează. Nu Dumnezeu este cauza, Dumnezeu e Cel care o îngăduie. Titlul predicii din această seară, știu că a fost lungă citirea, dar știți bine că în cazul meu citirea face parte din predicare. Pentru mine nu mai e important să rămâneți cu întâmplările mele, cu capacitatea mea oratorică, ci să rămâneți cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Titlul predicii din această seară este Omul care l-are pe Dumnezeu. Elihu, omul care l-are pe Dumnezeu. Cum e acest om? Și sunt patru calități pe care le regăsesc la acest personaj mai puțin cunoscut. 1. Știe să-i respecte pe ceilalți oameni. 2. Știe că depinde în primul rând de Dumnezeu. 3. Știe să fie sincer cu oamenii. Nu e un periator profesionist, nu e un lingușitor, pentru că de obicei oamenii care te lingușesc pe față te vorbesc cel mai mult de rău pe la spate. Și 4. Știe că Dumnezeul care nu încetează să vorbească are momente când tace. Dar tace pentru că pregătește ceva special. Am citit zilele acestea despre o femeie despre care sunt convins că ați auzit mulți dintre voi vorbindu-se. E vorba de o femeie de origine olandeză, numele este Corrie ten Boom, care a ajuns într-un lagăr de concentrare nazist, lagărul de la Ravensbrück, împreună cu sora ei, pentru că au salvat de la moarte 800 de evrei. Tatăl lor era ceasornicar olandez, așa cum am zis, locuiau în Amsterdam și au reușit să salveze pe o perioadă de câțiva ani 800 de evrei. Însă a apărut un iuda, cum apare întotdeauna, Gestapo-ul a aflat, au fost arestați, tatăl a murit, toată familia moare. Cele două surori ajung într-un lagăr de concentrare, cel mai dur lagăr de concentrare pentru femei și pentru copii. Lagărul de la Ravensbrück. Și are câteva momente descrise în cărțile ei care sunt greu de prezentat în cuvinte. Are o experiență care mi s-a părut fabuloasă. Zice că la un moment dat, ele, în locul în care erau închise, în cabana lor, au început să facă studiu biblic. Dar foarte interesant e că în cabana aceasta a lor erau țânțari mai mulți decât în toate celelalte cabane la un loc. Și povestește, lucrurile astea par suprarealiste, dacă le auzi par chiar ciudate, zice ea într-una dintre mărturisirile ei, într-una dintre cărți, zice, vorbeam cu sora mea și am citit ce spune Scriptura, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, știți textul, anunț să citește, în Efeseni. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și sora mea mi-a zis, hai să mulțumim și pentru țânțari. Și eu am zis, cum să mulțumim pentru țânțari? Că era un grozitor, era ceva insuportabil. Și au zis, uite, nu scrie aici în Biblie, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Deci inclusiv pentru țânțari. Mulțumim pentru țânțari. Mai târziu, povestește ea, am aflat de fapt de ce nu veneau gardienii la noi acolo în cabană, din cauza țânțarilor. Luni de zile, zice ea, am putut să predicăm cuvântul lui Dumnezeu celorlalte femei, o mulțime l-au cunoscut pe Hristos și au predat viața lui Hristos acolo și am putut face studiu biblic datorită țânțarilor. Am aflat mai târziu, zice ea. Are un moment pe care... la care m-am gândit de multe ori, comparându-mă pe mine și pe noi ăștia, muritorii de rând. Are un moment după ce trece prin tot chinul acesta al lagărului de concentrare, scapă în mod
incredibil de acolo. Și după ce trece cel de-al doilea război mondial, ea are chemare din partea lui Dumnezeu să vorbească despre iertare. Și vorbește despre iertare și în timp ce vorbea într-o biserică despre iertare, în public vede unul dintre cei mai duri gardieni din câți au fost acolo, în lagărul de concentrare. Și în momentul când îl vede în public, își aduce aminte, în special de un moment, când omul ăsta a bătut cu bestialitate un copil, până când l-a omorât. Și în timpul ăsta ea vorbea despre iertare și despre dragostea lui Dumnezeu. Și zice ea, în timp ce mă uitam la omul ăsta, eu trebuia să-mi țin mai departe lecția biblică. El stătea acolo și plângea. Și după ce s-a terminat, a venit la mine, s-a uitat la mine și mi-a zis, mă poți ierta? Și spune ea, a fost în sufletul meu o bătălie extraordinară. Câteva minute n-am putut să scot niciun cuvânt, n-am putut să plâng. Pentru că toate situațiile acelea prin care trecusem, zice ea, până atunci, au creat în viața mea o traumă atât de mare, încât atunci când îmi aduceam aminte de aceste momente, nu puteam să plâng, mă blocam pur și simplu. Și după câteva minute am simțit dragostea și iertarea lui Dumnezeu atât de copleșitor, încât pentru prima dată, aducându-mi aminte de un eveniment traumatic din perioada petrecută acolo, lagărul de concentrare, pentru prima dată am putut să plâng, aducându-mi aminte, l-am îmbrățișat și i-am spus, te iert pentru că și Dumnezeu m-a iertat pe mine. De ce v-am dat exemplul ăsta? Că mă gândesc la noi, care ținem niște supărări atât de copilărești, de multe ori. La noi cei care ne asumăm, tu spui, ești creștin în România, când s-a făcut numărarea populației încă o dată, mi-am rămas șocat când am văzut că majoritatea românilor se declară din nou creștin. Creștin, Christianus, latinește, care înseamnă urmașa lui Iisus. Adică noi îl avem pe Iisus în nume, numai că prea puțin l-am pus în inimă. Noi îl avem pe Iisus, unii l-au atârnat la gât, alții l-au pus troiță, ca un fel... nu știu, de bornă kilometrică la marginea drumului. Unii l-au pus pe biserică să fie sigur, s-au blindat cu o grămadă de cruci. Unii și-au pus cruci și intri în câte o mașină și ai senzația că e criptă. Cruce în stânga, cruce în dreapta. Dar prea puțin l-au așezat în inima lor. Sunt prea mulți oameni care l-au pus pe Dumnezeu în numele lor. Elihu e un nume fain, înseamnă Elohim este Dumnezeul meu, dar prea puțin l-au pus în viață, în inimă, în suflet. Și de la acest Elihu învățăm că Dumnezeu nu trebuie să fie doar în nume. E extraordinar dacă părinții s-au gândit să-ți dea un nume creștinesc, pocăiesc și cunoști pe pocăiți imediat după nume. Dar creștinismul nostru nu trebuie să fie doar în nume, doar într-o asumare teoretică, teologică, nu știu cum să spun, exterioară, culturală, ci mai mult Hristos al nostru trebuie să fie prezent în viața noastră. Și când Dumnezeu e prezent nu doar în numele nostru, ci prezent în viața noastră, ei, atunci există în viața noastră aceste patru lucruri. Mai întâi, știi să-i respecti pe ceilalți oameni. Măi, oameni buni, pare un lucru banal, dar uitați-vă la Elihu. Știe să asculte. Până aici nu avem niciun cuvânt despre el. Motiv pentru care unii susțin că, de fapt, Elihu apare la final. Nici vorbă, dacă stați și citiți, și v-am citit, și am stat cu capul a plecat, și voi ați ascultat, și ați văzut că Elihu spune, am stat și v-am ascultat. Deci el nu e teleportat acolo, nu apare brusc peste noapte. Nu, ci el stă, îi ascultă pe ăștia trei predicând despre pedeapsa lui Dumnezeu, acuzându-l pe Iov, spunându-l lui Iov, sigur ai păcătuit, îl aude și pe Iov, zicând, nu, eu sunt fără prihană, n-am niciun fel de păcat înaintea lui Dumnezeu. Și știi ce face Elihu? Cu toate că treaba asta creează mânie în inima lui, se enervează. Biblia spune că e o mânie care cuprinde sufletul. Știi ce face? Tace. Eu vă întreb, câți dintre noi am putea să tăcem? Hai să fim serioși. Că noi nu putem tăcea nici când e altul de acord cu noi. Că și atunci, stai, că mai am eu ceva de zis. Elihu zice, am stat... v-am ascultat, am făcut și un moment de tăcere? Nu, mai are careva ceva de zis? Dumnezeu a pus în inima mea o mulțime de cuvinte care îmi dau ghef să vorbesc, dar prima dată stau și vă ascult. Văd și la noi, la creștinii evanghelici, la noi, la pocăiți, că nu știm să ne ascultăm unii pe alții. Asta se vede și în biserică, asta se vede și în spațiu virtual. Cum zice unul ceva despre noi, imediat ne ambalăm și dă-i cu blesteme sfinte. Cum zice careva ceva despre botezul cu Duhul Sfânt, noi ca penticostal, imediat ne vedem gata să sărim pe internet.
cum zice careva ceva negativ despre noi? Știm o grămadă de versete de prin psalmea aia. De prin psalmea aia. E un semn de maturitate și spirituală și intelectuală. Omul care îl are pe Dumnezeu, nu doar în nume, ci și în viață, știe pur și simplu să asculte. Zice, v-am ascultat greu, v-am ascultat, nu sunt de acord cu ceea ce a spus, totuși v-am ascultat, am zis, bătrânețea poate are înțelepciunea, v-am ascultat, am văzut că nu e așa și totuși v-am ascultat până la sfârșit. Acum, dați-mi voie să vorbesc și eu. Noi români, în general, n-avem exercițiul acesta al ascultării. Noi exercițiul vorbirii și în general în comun, dacă se poate, toți în același timp. Lucrul ăsta l-am observat imediat cum am plecat din România. Prima dată mi-amintesc că am ieșit din țară în Austria, au trecut mulți ani de atunci, nu mi-aduc aminte exact câți ani, și în primul supermarket în care am intrat era o liniște mormântală. La noi nici în spital nu e așa liniște cum era în acest supermarket din Austria, mai ales în vremea aia, când încă nu era invazia, nu era invazia. Și dintr-o dată am auzit acolo pe unul strigând, bă, Gheorghe! Zic, nu, clar-i treaba. Ori venit ai noștri. Zice Andrei Pleșu o chestie foarte simpatică, românul când se întâlnește cu un alt român, de la distanță vorbește. Se vede, de exemplu, un autobuz, începe să vorbească. Iar când e față în față și ar putea să aibă un ton normal și să vorbească normal, nu mai are ce să spună. Și după aia, îndepărtându-se, iarăși aduce aminte, bă, tu-ți mai aduci aminte că mai avem ceva, că noi trebuie să vorbim. Și dacă se poate, să ne ascultăm niciodată. Asta se vede și în familie, asta se vede și în biserică, asta se vede în general, oriunde ne aflăm. Un om care îl are pe Dumnezeu în viață, nu doar în nume, știe să respecte prin ascultare. Știți că spune Biblia în Cartea Proverbelor, nu vreau să vă bombardez cu prea multe versete, zice că omul care nu știe să asculte își trage rușinea. Adică tu, omul, numai începe să vorbească, cum zice Bihorean, numai să îndălește să zică ceva și tu, nu, stai că am și eu ceva de zis. Nu, lasă-l să spună. Chiar dacă nu-s de acord, frate, păi, nu mai puteam, nu mai suportam, eu trebuie să zic ceva. Eu trebuie să iau apărarea cuvântului lui Dumnezeu. Învață să asculți. Un om care l-are pe Dumnezeu știe să respecte, știe să-și respecte, nu știu, până și vecinii. Colegii, prietenii. Am avut așa un moment, nici nu știu cum să-l descriu, în urmă cu ani de zile, m-am întâlnit cu un fost coleg care nu-i pocăit. Și stăteam de vorbă cu el în fața blocului și vorbeam și apare un individ, un domn, un om, foarte supărat, cu atitudine din asta, așa, nu știu, e greu de descris în cuvinte, vine, nu salută pe nimeni, o mulțime de alți oameni, trece pe acolo, să-și lovește de unul așa, parcă ostentativ. Și îți întreb, bă, dar ce are ăsta? Ce-i cu el? Oh, zice, ăsta e pocăit. Zic, mai bine nu întrebam. Un om care îl are pe Dumnezeu, nu doar în nume, ci și în viață, știe să respecte. Și a respecta nu înseamnă că ești de acord, că avem unii dintre noi ideea asta. Dom'le, dar cum? Cum? Eu nu sunt de acord cu el. Unii dintre noi suntem ca Iona, nu? Eu nu stau cu fenicienii acolo pe punte unde m-a pus Dumnezeu, nu? Cobor acolo sub punte și dorm acolo, în biserică. Și îmi văd mai departe, eu nu vorbesc cu ei. Nu, un om care îl are pe Dumnezeu în viață, în mod real și nu doar în nume, știe să respecte absolut pe oricine. Și ateu. Chiar dacă ateul vine cu părerile lui, da. Pentru că Domnul Iisus, când s-a rugat pentru ucenicii lui și pentru biserică, a zis așa: Tată, nu mă rog să iei din lume, ci să-i păstrezi în lume, dar în lume să-i păzești de rău. Unii dintre noi ne-am face, dacă ar fi cu putință, nu știu, o mănăstire pe pocăiască. Să ne închidem acolo, să auzim numai versete din Biblie, dacă se poate, să auzim numai cântări duhovnicești. Nu vă spun că e rău, nu mă înțelegeți greșit, dar cum ar mai fi lumina dacă ar fi doar în lumină și n-ar mai fi în întuneric? Cum de Mântuitorul Iisus Hristos stă la un moment dat la masă cu păcătoșii? Nu le mai zic numele, că știți voi. Și ăștia alți farisei vremii de atunci îl judecau.
Nu știu, noi creștini evanghelici am luat de la american modelul ăsta, am fi gata să ne facem cultura noastră paralelă, ne-am duce undeva într-un deșert, unde să avem numai școlile noastre, să auzim numai predicatorii noștri. Dragii mei, Dumnezeu ne-a așezat în lume cu un scop. Dumnezeu te-a pus lângă vecinul ăla care se uită la tine așa nervos când mergi la biserică, Dumnezeu te-a pus lângă ăla care nu-ți găsește cuvinte, prea multe cuvinte bune să spune, Dumnezeu te-a pus lângă ăla care are un limbaj cam colorat, Dumnezeu te-a pus la lucru, oricât ai vrea să te muți de acolo, lângă oamenii ăia care nu sunt așa cum ar trebui să fie. De ce? Știi de ce? Pentru ca tu să fii lumină, pentru ca tu să fii sare, pentru ca tu să fii un exemplu. Și poți să fii asta arătându-le doar respect. Respect nu pentru viața lor, ci respect pentru faptul că oamenii ăștia sunt purtători de chipa lui Dumnezeu. La fel ca și tine, ei au un suflet și sufletul lor este valoros în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă câteodată suntem tentați să ne uităm de sus, să zicem, mă, drogatul ăsta, mă, nenorocitul ăsta. Nu voi uita niciodată că eram undeva pe un peron, nu zic județul, pentru că am fost la evangelizare, eram student, sau da, cred că încă eram student, și oamenii de acolo, după programul de biserică, mi-au dat niște pită unsă cu nu mai știu ce și m-au dus la gară. M-au lăsat acolo, venea trenul peste câteva ceasuri. M-au lăsat acolo pe peron și stând pe peron, e o adevărată faună și pe vremea aia era, deci era ceva de nedescris în gările din România. Și era acolo, era frig afară, mi-aduc aminte că era un boschetar urât, mirositor, era tânăr, avea sub 20 de ani și era întins pe peron lângă un individ care avea o gheretă la care vindea nu mai știu ce, oricum ceva, 3 la 10 mii, că așa se vindea orice, 3 la 10 mii. Și individul ăla era un ăsta bine făcut, ceafalată. Și îl deranja că boschetarul cumva îi strica negoțul. Și în frigul ăla a luat o găleată cu apă rece și a aruncat-o pe ăla. Mi s-a părut revoltător. Eu stăteam acolo și mă uitam și nu știam ce să fac. Mă, care ar fi reacția potrivită pentru un pocăit? Că tocmai predicasem eu despre samariteanul milostiv și asta era culmea. Predicasem despre samariteanul milostiv și acum nu știam ce reacție să am. Și mă uitam la ăsta, mă uitam la cel care era căzut acolo și nu știam ce atitudine să am. Vă mărturisesc sincer. Și am făcut ceva. Am apelat la partea sentimentală. Eu știu că românul e sentimental și am încercat să apelez la partea sentimentală. Și l-am întrebat pe omul ăla care era. L-am întrebat, auzi, tu ai copii? Și zice, da. Dar ce mă întrebi? Ce treabă ai tu? Zic, îți mai aduci aminte când ți-ai ținut copilul prima dată în brațe? Și dintr-o dată, ăla, care era până atunci așa încruntat și așa, dintr-o dată îl văd că îi schimbă atitudinea și zice, da. Zic, îl vezi pe omul ăsta, așa cum îl vezi acum, nenorocit, urât mirositor, îmbrăcat nasol, omul ăsta, știi că și el a fost odată copil? Știi că poate are o mamă sau poate nu mai are în lumea asta? Știi că cineva l-a ținut odată în brațe când era născut, nou născut și nu s-a gândit o să ajungă boschetar, o să ajungă drogat, o să ajungă un nenorocit, s-a gândit că poate din copilul ăsta, cine știe, va ieși ceva. Și îl văd pe omul ăla, cât era el de mare și așa, a început să plângă. Vedeți, partea asta sentimentală câteodată e bună și funcționează. Și mai erau vreo 2-3 ascultători pe care nu știu cum i-a dus Domnul acolo și l-au ridicat pe omul ăla, nu știu cum s-a trezit, ori găsit niște haine, l-au schimbat și totul s-a schimbat acolo, atunci. De ce? Pentru că noi trebuie să avem respect față de orice om care are un suflet în lumea aceasta.
care l-are pe Dumnezeu în viață, nu doar în nume, știe să respecte. Știe să respecte pe celălalt pentru simplu fapt, simplu, spun între ghilimele, că celălalt este, are un suflet, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu să încheiem cu primul punct așa, trecem la punctul 2. Omul care l-are pe Dumnezeu în inimă și în viață, știe în al doilea rând că depinde de Dumnezeu. Și dacă ați fost atenți la citirea textului și sunt convins că ați fost atenți, că n-aveați cum să o ratați, zice Elihu un moment dat ceva. Zice, v-am ascultat și până acum am avut iluzia că vârsta aduce înțelepciune. Am crezut că statutul social îl face pe om mai special. Am crezut, Iov, că dacă tu ești cel mai cuvaz om din răsărit, înseamnă că ești cumva din altă plămadă. Până la urmă m-am uitat la tine și am văzut că și tu ești din noroi, exact la fel ca mine, și am învățat ceva. Că ceea ce aduce valoare este Duhul lui Dumnezeu. Adică, ce vrea să spună Elihu aici e că în realitate nu depindem de nimic altceva în mod fundamental decât de Dumnezeu. Știți, dacă există vreunul aici care crede că a avut succes în viață datorită capacităților lui, datorită școlilor lui, datorită priceperii lui, în realitate vreau să spun ceva. Nici, poate unii ziceți, mă, am luat examenul că am știut. I-am auzit pe unii lăudându-se așa. Vreau să spun, frate, că am luat examenul pentru că am știut. Dar dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat viață, pentru că Dumnezeu este dădătorul vieții, nici măcar nota 1 n-ai fi luat, că e pentru participare. N-ai fi putut să participi fără ajutorul lui Dumnezeu. Nimic nu poți realiza fără ajutorul lui Dumnezeu. Și asta zice Elihu, pentru că un om care l-are pe Dumnezeu nu doar în nume, ci în viață, știe că e în mod absolut dependent de Dumnezeu. Realizează că e în mod absolut dependent de Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun ceva. Știți când înțelegem asta? Atunci când trecem prin boală, când cineva drag moare, în momente de acest fel, înțelegem de fapt cât de legat suntem de Dumnezeu. În urmă cu ani de zile m-a chemat un domn care nu era pocăit să mă duc să mă rog pentru el. Era bolnav de cancer în spital, în Arad. Auzise la radio niște predici, nu știu cine i-a dat numărul meu de telefon și m-a chemat să mă duc să fac o rugăciune pentru el. Și fiind acolo în Arad la o evangelizare, m-am dus în spital și omul nu arăta bolnav. Mi-a zis, sunt bolnav de 2 săptămâni, am primit diagnosticul ăsta de 2 săptămâni, era un om bine, zdravân, bine făcut. Și mi-amintesc că m-am uitat la el, mi se părea ciudat tot contextul ăla. Era o grămadă de oameni muribunzi acolo și mi-a zis, domnul pastor, până mai ieri am avut senzația asta că depind întru totul de forțele mele. Ce s-a schimbat în mine, în cel ce sunt astăzi, față de cel ce eram acum 2 săptămâni, e că am realizat că de fapt depind total de Dumnezeu. Noi de foarte multe ori când se întâmplă o tragedie în viața noastră și cineva moare, zicem, a murit că a fost bolnav de boala aia, a murit pentru că a avut un accident. Biblia spune că Dumnezeu a pus hotar, Dumnezeu pune limită. Noi de foarte multe ori avem senzația că într-un fel sau altul depindem de noi, nu depindem de noi. Vreau să vă spun că nici măcar mersul lumii acesteia, așa cum am predicat și altă dată, nu depinde de oamenii care o conduc. Pentru că dacă ar depinde de oamenii care o conduc, ar fi vai și amar de noi. Știu că unii au iluzia asta că lumea e condusă de un grup de iluminati, de niște masoni care stau undeva și aia fac ca lumea să funcționeze. Și asta e o iluzie, măi oameni buni. Dacă lumea ar fi condusă de grupul ăla, de niște oameni, lumea ar dispărea în câteva secunde. Lumea e în primul rând în mâna lui Dumnezeu. Universul e în primul rând în mâna lui Dumnezeu. Nu întâmplător, zice Iova, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, Duhul lui Dumnezeu a făcut universul acesta, suflarea celui atotputernic mă ține. Fără Dumnezeu, nu există nimic în lumea asta. Și vreau să înțelegem asta, noi suntem în mod absolut dependenți de Dumnezeu. Știu că e greu să înțelegem. Și dacă te întreb de ce Dumnezeu a îngăduit câte ai în viața ta, de fapt Elihu îi spune lui Iov, Iov, până acum ai avut poate senzația că depinzi de neprihănirea ta, că erai un om neprihănit. Poate ai crezut că depinzi de averea ta pentru că erai un om bogat. Dar acum când ai pierdut tot, când ți-ai pierdut copiii, ți-ai pierdut sănătatea, când ai pierdut averea, realizezi de fapt că depinzi doar de unul singur și acela este Dumnezeu. Și de fapt asta e lecția pe care, printre altele, Iov ar fi trebuit să o înțeleagă de la Dumnezeu și o înțelege până la urmă. Pentru că omul care îl are pe Dumnezeu în viață e un om care pricepe că depinde de Dumnezeu. Noi de multe ori când trecem prin momente grele din viața noastră, nu înțelegem de ce Dumnezeu îngăduie asta. Dar unul din motivele pentru care Dumnezeu îngăduie, dragii mei, e ca să ne facă să înțelegem că în toate depindem de El. Respirația mea depinde de Dumnezeu, bătaia inimii mele depinde de Dumnezeu, starea afacerilor mele depinde de Dumnezeu, starea relației
relațiilor mele depinde de Dumnezeu, în mod absolut sunt dependent de Dumnezeu. Și zice Elihu, Iov, și tu, și mine, și eu, amândoi suntem oameni făcuți din pământ, din țărână, suntem din noroi, amândoi semănăm, chiar dacă tu ești mai bogat decât mine, chiar dacă ai o reputație mai mare decât mine, amândoi suntem niște oameni în care Dumnezeu a pus o scânteie care se numește suflet. Și dacă Dumnezeu îngăduie să trecem prin toate acestea, îngăduie ca să înțelegem că depindem de El. Poate că ești astăzi aici, stimată domnișoară, și ai senzația că viața ta depinde de tine. Și dragul meu tânăr, s-ar putea ca în seara asta să crezi că viața ta depinde în primul rând de abilitățile tale, de școala ta, de jobul tău, de relațiile tale. În realitate, omul care îl are pe Dumnezeu în viața lui înțelege că viața lui depinde în primul rând de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și acum, al treilea punct. Hai, te rog, la pian, acum sigur merge. Omul care îl are pe Dumnezeu știe să fie sincer. Ce îmi place ce zice Elihu aici. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Dacă ar fi vrut, ar fi știut, vă spun eu. E chestie de experiență până la urmă. Sinceritatea trebuie întotdeauna însoțită de două lucruri. Adevăr și înțelepciune. Nu-i suficient să fii sincer. Există o sinceritate care poate să omoare. Uitați-vă la Saul din Tars, care devine Pavel, povestește galatenilor, zice, eram plin de râvnă, sincer eram, pentru datinile bătrânești. Prigoneam biserica, omoram creștinii. Nu-i suficient să fii sincer. Mulți cu chestia asta, bă, eu cum îți dai, eu sincer. Nu-i suficient să fii sincer. Sinceritatea trebuie să însoțească întotdeauna adevărul și să aibă întotdeauna înțelepciune. Ce îmi place la Elihu e că Elihu are și înțelepciune și știe să spună adevărul. El spune franc, sincer, direct. El spune, fără niciun fel de complex, el spune lui Iov cât era el de Iov, dar spune frumos. Îl spune cu înțelepciune, fără să jignească. Nu-i zice lui Iov, păcătosule, sigur ai făcut tu ceva nascuns, de-aia te-a pedepsit Dumnezeu. Nu, îi zice, Iov, și tu și eu, înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu, suntem niște păcătoși. E adevărat că tu ai fost mai bun decât alții. Te-ai ținut tare în neprihănirea ta. Dar nu poți să spui înaintea lui Dumnezeu că tu ești perfect, fără niciun fel de greșeală. Și încă ceva, Iov. Ține cont că dacă Dumnezeu a îngăduit suferința în viața ta, n-a îngăduit-o pentru că ești păcătos, ci a îngăduit-o ca să înțelegi că nu depinzi de tine, ci depinzi de El. Și asta înseamnă să fii sincer. În general, oamenii sinceri nu sunt întotdeauna foarte apreciați. Mi-amintesc cu ani de zile în urmă și acum v-am zis, există mai multe feluri de sinceritate. Unii spun că sincer, dar în realitate au o formă de ipocrizie grozavă. Dar în urmă cu ani de zile am fost într-o biserică și fratele care conducea biserica, pot să zic că au trecut de atunci mai bine de 15 ani, prin urmare personajele nici nu știu dacă mai există. Îmi zice, frate, ai grijă cum predici aici, că avem un ghimpe în biserică. Nu zis ghimpe. Exact ăsta a fost cuvântul pe care l-a folosit. N-am știut la ce se referă. La sfârșitul programului am cunoscut ghimpele, că m-am dus să mănânc la el acasă. Și stând de vorbă cu el, de fapt nu era așa mare ghimpe. Nu era din categoria, că știți că există categoria aia de oameni care vin să vadă ce dezacorduri mai face predicatorul, ce mai spune, băi, dar acolo au făcut așa. Există și ghimpi din astea. Omul era chiar din categoria celor care spuneau ce aveau pe suflet. Spuneau direct, sincer, cu înțelepciune, dar spuneau. Încă o dată vă spun, oamenii care vă laudă cel mai mult pe față, vă vorbesc cel mai mult de rău pe la spate. Ăla care te periază cel mai mult pe față, te vorbește cel mai mult de rău pe la spate. Ce îmi place la Elihu, și vă spun așa, oamenii pocăiți, oameni credincioși, au întotdeauna această libertate de a spune adevărul. Uite, vă dau un exemplu. Acum îmi vine în minte exemplul lui Toma. Ce-mi place de Toma la un moment dat. Da, Toma, la care noi i-am mai adăugat necredinciosul, dar nu-i cazul. Îl ascultă pe Domnul Iisus vorbind despre ceea ce urma să se întâmple cu el. Și ceilalți ucenici ziceau, amin, așa e, Doamne. Și le spune Domnul la un moment dat, voi știți locul în care mă duc și calea într-acolo. Și Domnul, și Domnul Toma, și ucenicul Toma zice,
Nu știm. Nici drumul și nici locul. Dar ăștia la rață o zis amin toți, nici ei nu știu. N-au habar nici ei, dar o zis amin, așa e, Doamne, știm. Dar Toma zice, Doamne, nu știm, nici ăștia, chiar dacă zic ei amin și aleluia, nici nu ori înțeleg ce ai zis. Nu știm nici locul unde te duci, nici calea care e acolo și spre locul acela. Și asta îmi place, dacă vă uitați la oamenii lui Dumnezeu, au această caritate. Pavel are calitatea asta de a spune adevărul, câteodată franc, câteodată... Și știu că oamenii sinceri nu sunt întotdeauna apreciați. Dar când sinceritatea însoțește adevărul, încă o dată, adevărul, nu părerea mea, nu bârfele mele, nu dorințele mele, nu gândurile mele, ci adevărul lui Dumnezeu, și e însoțită de înțelepciune, e calitatea omului care l-are pe Dumnezeu, nu doar în nume. Lingușitorul, omul ăla care tot timpul zici, bă, tot timpul, știți, există și oameni de astea, Domnul să ierte. N-a zis niciun amin. Ultimul punct din predică. Omul care l-are pe Dumnezeu știe că Dumnezeul care tace, vine vremea că vorbește. Vine vremea că vorbește. Și asta spune Elihu, îi spune lui Iov. Iov, Dumnezeu poate că în momentul ăsta tace în dreptul tău. Dar fii gata ca Dumnezeu să vorbească. Și dacă vă uitați în capitolul 38, Dumnezeu îi răspunde lui Iov, care era în situația grea, în care se afla și întreba, Doamne, de ce? De ce ai îngăduit să moară copiii? De ce ai îngăduit să-mi pierd averea? Și Dumnezeu, știți cum îi răspunde? Cu 66 de întrebări. În loc să-i dea un răspuns clar, cum am ne-așteptat noi, nu, Dumnezeu îi răspunde, dacă veți vedea, sistematizează cineva toate întrebările, cu 66 de întrebări care scot în evidență un singur lucru, măreția lui Dumnezeu. Și în Iov, în capitolul 38, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți, unde erai tu când am întemeiat pământul, spune-mi dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat pentru el? Și toate întrebările scot în evidență un singur lucru. Cât de mare este Dumnezeu, cât de glorios este Dumnezeu. Și când Iov înțelege asta, zice în capitolul 42, da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pot pricepe, de aceea mi este scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Vreau să spun ceva. Omul care l-are pe Dumnezeu în inima lui știe că Dumnezeu câteodată tace, dar Dumnezeul acesta care tace urmează să vorbească. Și până și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Aș vrea în momentele care vor urma, vom cânta, ne vom mai închina lui Dumnezeu, am avut o pauză, deci o recuperăm. Aș vrea acolo unde sunteți să rămâneți cu ochii închiși, Cătălin și Ramona și echipa invit să vină aici în față. Aș vrea să fac o rugăciune la sfârșitul acestui mesaj, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a îngăduit ca seara asta să o putem duce până la capăt, în ciuda momentului acela. Aș vrea acolo unde sunteți, așa cum stați așezați, aș vrea să închideți ochii și am rugămintea asta la voi, stați cu ochii închiși. Știu că l-ai pe Dumnezeu un nume, că ești pocăit, că ești credincios, că ești creștin, că ești penticostal, că ești ortodox, orice religie ai avea. Dar mă rog în această seară ca Dumnezeu să coboare și în inima ta. Și când Dumnezeu coboară în inima ta, vei ști să-i respecti pe ceilalți. Și când Dumnezeu coboară în inima ta, vei învăța că depinzi total de El. Și când Dumnezeu coboară în inima ta, vei ști să fii sincer cu ceilalți oameni. Și când Dumnezeu coboară în inima ta, vei ști că Dumnezeul care tace urmează să vorbească. Poate în ultima vreme Dumnezeu a tăcut în dreptul situației tale, poate de mult timp i-ai cerut ceva lui Dumnezeu și Dumnezeu a tăcut în dreptul cauzei tale, bolii tale, problemei tale. Vreau să spun ceva, în seara asta Dumnezeu e gata să vorbească. În seara asta Dumnezeu e gata să vorbească așa cum i-a vorbit lui Iov și să spune un singur lucru. Eu sunt, zice Domnul, un Dumnezeu mare.
Nu este Dumnezeu dator să dea explicații fiecărui om de pe Terra pentru orice lucru se întâmplă, dar în seara asta Dumnezeu îți face favoarea aceasta pe care n-o meriți să-ți vorbească prin Duhul Sfânt în mod personal și să-ți aducă aminte că stai în fața unui Dumnezeu infinit și care în dragostea Lui și în bunătatea Lui și în harul Lui totuși în seara asta oprește în dreptul tău, așa cum s-a oprit în dreptul lui Iov, și îți vorbește și spune că-i pasă de tine și îți aduce aminte cât de mare este El, cât de mare este dragostea Lui, cât de mare este purtarea Lui de grijă, și în același timp, în seara asta, El îți dă direcție. Răspunsul pe care trebuie să-l ai în fața lui Dumnezeu este răspunsul lui Iov. Să zici: Doamne, am vorbit despre minuni pe care mintea mea nu le-a priceput, am vorbit despre lucruri pe care eu nu le-am înțeles și te rog, Doamne, ai milă, mă pocăiesc înaintea Ta. Dragii mei frați și surori, dragi prieteni, dragi tineri, oameni dragi, haideți să ne pocăim în seara asta. Fie că ești pocăit deja de ani de zile, fie că n-ai făcut-o niciodată, haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, iartă-ne că de prea multe ori purtăm doar un nume în care ești prezent, dar nu te purtăm în inimă și în suflet și în viață, și trupul nostru nu este așa cum ar trebui să fie un templu al prezenței Tale. Nu voi face o chemare pentru un om, ci vreau să fac o chemare pentru noi toți. Pentru că în clipele care vor urma, aș vrea să stăm împreună în picioare. Aș vrea să vă ridicați în picioare alături de mine, să stăm împreună în picioare. Și vor urma momente în care ne vom închina împreună lui Dumnezeu, ne vom ruga împreună. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau să mă pocăiesc înaintea Ta. Te-am purtat prea mult în nume, vreau să Te port în inimă și în suflet și în viață. Și în următoarea cântare, pe care vreau să începem deja să o cântăm, vreau să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Vreau să fie o seară specială. Și chiar dacă diavolul a încercat să strice seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns până aici, pentru că Dumnezeu avea un plan în seara asta să-ți vorbească și tu să ai șansa să te pocăiești.